la 5 minute, la o nouă seară dedicată scriitorului Oscar Wilde. Deci o nouă seară, deoarece în această vară am discutat tot aici despre impresionanta biografie semnată de Franny Moyle, scrisă despre soția lui Oscar Wilde, o altă personalitate fascinată a epocii sale, la fel de fascinată ca și mai celebrul ei soț. În această seară, însă, vom discuta despre De Profundis. Este epistola scrisă de Oscar Wilde, iubitului său, lordul Alfred Douglas, în închisoarea de la Reading. Este probabil unul dintre cele mai tulburătoare texte semnate de Oscar Wilde și este punctul de la care va pleca dezbaterea din această seară. Invitații noștri sunt scriitorii Ioana Pârbulescu și Radu Paraschivescu, doamna Mihaela Irimia, profesor universitar și unul dintre experți în civilizație și cultură britanică și în același timp cea care se finanță postfața ediției de față, și Satrai Covescu, președintă Fundația Calea Victoriei, cu ajutorul căruia am organizat acest eveniment. Veți vedea prezentările care vor fi ilustrate și de un slideshow. Pentru început o să-i dau cuvântul lui Radu Paraschivescu și vă invit să aveți o seară minunată alături de noi. Vă mulțumesc. Mă scuz acuzându-mă, evident. Și ceea ce spun acum risc că se intre într-un ritual, risc să devin previzibil. O să trebuiască să plec. Așa am făcut și la cartea cealaltă. Tot eu am deschis. Tot în prezența unor doamne, am fost la fel de mitocan cum sunt acum. Mă gândesc cu groază dacă Cyril și Vivian au scris cărțile, vor fi publicate de Humanitas. Ce se va întâmpla dacă voi fi invitat la lansare? Cartea pe care o lansăm astăzi și despre care vom vorbi, e o carte care, evident, iese din ceea ce credeam noi șablonar, clișeistic sau învățând în liceu despre Oscar Wilde. Are prea puțină legătură cu ceea ce am preluat noi ca informații stricte despre Wilde. Are legătură doar în plan inteligenția scânteii și a scânteierii minții sale. În rest, e o diferență de nivel absolut neașteptată pentru aceia dintre noi care știau despre Wilde doar că este un mare risipitor de vorbe de duh, că este un om care este un obișnuit al saloanelor, care are bana de făbun, oricând pregătită, care schimbă floarea de la butoniere, care schimbă cabrioletele, care este un fermecător, un seducător, un om șampanizant, un om care, în jurul căruia e bine să te afli, pentru că te inspiri și tu din inspirația lui. E bine, De Profundis vine în antiteză cu ceea ce știam noi despre Wilde. Ceea ce știam despre Wilde vine și din teatrul lui, da? Din comedii. Știți foarte bine The Importance of Being Earnest, în care există tot felul de vorbe în care recunoaștem gustul pentru paradox și pentru șfichiile a lui Oscar Wilde. De genul, foarte multe femei consideră că vârsta de 35 de ani este o vârstă potrivită lor și rămân la vârsta aceea o perioadă îndelungată. De genul, dialogurilor cu Jack Welding din The Importance of Being Earnest. Fumez, da, recunosc că fumez, mă bucur, omul trebuie să aibă ocupație și așa mai departe. Jack Welding este un copil găsit în gara Victoria, într-o valiză, într-o geantă. Este întrebat de părinți și spune că și-a pierdut ambii părinți. Și răspunsul este să-ți pierzi un părinte, e o nenorocire să-i pierzi pe amândoi, deja e neglijență. Asta este Wilde, cel din teatru. Acesta și cel al altor sute de replici. Totul este spumă, totul este ironie, totul este salon, totul este sclipire. În De Profundis avem o carte scrisă, o carte din alt registru, dar o carte care, în alt registru fiind, are la rândul ei cel puțin două trepte. Are două niveluri. Este nivelul din prima parte, din prima treime, să zicem, până la pagina 76 sau până între paginile 70-100, în care avem de-a face cu un Oscar Wilde revanșard, umorat, supărat și cu excelente memorii contabile legate de relația lui cu Alfred Douglas. În partea a doua avem de-a face cu un cu totul alt tip de discurs.
cu un discurs poematic, cu un discurs filozofic, un discurs de idee, un discurs de meditație. În fine, după ce urcă, Wilde, în ultima parte a cărții, coboară la nivelul de imputare, de reproș, de șfichiuire, lăsând totuși ușa deschisă prieteniei. La sfârșit, îl invită pe Alfred Douglas, care nu-i scrisese pe întreaga durată detenției, să regăsească undeva într-un oraș parfumat și vechi, de tipul Bruges, și să-i răspundă cu toată sinceritatea, fără nicio notă falsă, fără nicio minciună, fără nicio probă de improprizie, pe care îl asigură Wilde din detenție, ar fi capabil să o depisteze imediat. Și o să vă dau două citate, înainte de asta să vă spun că este cartea unui om cu o memorie excepțională și cu o cursivitate excepțională. Evident, scrisoarea asta a fost revăzută, îngrijită, bibilită, cum se spune. Da, să nu uităm, el a scris câte o pagină pe zi. A primit această aprobare. Luați cartea, citiți-o cap-coadă, aveți impresia că este scrisă șnur. Nu se vede nicio cusătură. Este produsul unei minți care nu se oprește din lucru. Nu știi unde s-a oprit. Nu știi care sunt pauzele, care sunt momentele în care a venit gardianul și a luat coala de hârtie. Lucrul ăsta nu se vede. În plus, este cartea unui om cu o memorie foarte bine organizată. Memoria, spun unii specialiști, se organizează mai bine în jurul faptelor rele. Dacă e așa, Wilde demonstrează, pentru că prima parte este punctată de date, de cheltuieli, de cifre, de locuri, de oameni pe care i-a cunoscut, de concesii peste concesii pe care le-a făcut lui Alfred Douglas. Spuneam că în partea a doua, discursul este cu totul altfel. Este un discurs înalt, este un discurs de idee, este un discurs cu pagini despre Hristos, ca artistul suprem, este un discurs cu permanente trimiteri literare. Vom vedea citați pe Dante, pe Wordsworth, pe Swinburne, pe Milton, pe Matthew Arnold, o sumedenie de scritori, în cap cu Dante și Shakespeare, care par să fie și sunt două dintre luminile, două dintre puterele culturale ale lui Wilde. Acele două citate de care vă spuneam sunt foarte scurte, sper, așa erau când le-am văzut, și ilustrează cele două registre. Primul este după cum urmează. Apetitul tău pentru traiul luxos n-a fost nici când atât de mare. Cheltuielile mele timp de 8 zile la Paris pentru mine, pentru tine și servitorul tău italian au fost de aproape 150 de lire. Numai pe aia am ghițit 85. La nivelul la care voiai tu să trăiești, venitul tău pe un an întreg, dacă ai fi mâncat singur și ai fi fost extrem de econom în alegerea celor mai ieftine forme ale plăcerii, nu ți-ar fi ajuns nici 3 săptămâni. Faptul că într-un acces de simplă mimare a bravadei renunțase și la alocație, atâta cât era, ți-a dat în sfârșit un motiv plauzibil, sau ceea ce credeai tu că este un motiv plauzibil, pentru a pretinde să trăiești pe socoteala mea. Ăsta este Wilde din prima parte a cărții. E un Wilde acru, înnătrit de detenție, încă nu a apucat să se desfășoare resorturile psihologiei carcerale, care vin mai încolo. Era un Wilde supărat, dezamăgit, un Wilde deprins să-i reproșeze, în primul rând, lipsa de imaginație lui Alfred Douglas. Din punctul de vedere, ăsta era păcatul suprem al prietenului său. O lipsă profundă de imaginație. Și iată al doilea citat. Despre Hristos. Frugala cină cu însoțitorii săi, dintre care unul deja l-a vândut, durerea din grădina de măslin iluminată de lună, falsul prieten care se apropie de el ca să-l trădeze cu un sărut, prietenul care credea încă în el și pe care, ca pe o stâncă, nădăjduia să clădească o casă de refugiu pentru om, dar care se leapădă de el la cântatul cocoșului, profunda lui singurătate, resemnarea lui, acceptarea a tot ce-i se întâmpla, și apoi scene ca aceea în care arhiereul dreptei credințe își sfâșie mânios veșmintele, iar procuratorul justiției civile strigă după apă în speranța vană că se va curăța de pata aceea de sânge nevinovat care face din el figura infamă a istoriei, ceremonia de încoronare a suferinței, unul dintre cele mai frumoase lucruri despre care s-a scris vreodată, răstignirea celui nevinovat sub ochii mamei sale și ai discipolilor pe care îi iubea,
soldații jucând jocuri de noroc și aruncând sorții pentru hainele lui, moartea cumplită prin care a dăruit lumii cel mai perent simbol și îngroparea în mormântul bogătașului, cu trupul înfășurat în jurul judein, îmbălsămat cu miros și miresme, ca și cum ar fi fost fiul de rege, când contempli toate acestea, numai din punctul de vedere al artei, nu poți decât să fii recunoscător că misiunea supremă a bisericii este jucarea acestei tragedii, fără vărsare de sânge, reprezentarea mistică prin dialog, costume și gesturi a patimilor Domnului, și pentru mine este mereu o sursă de plăcere și venerație să-mi amintesc că supraviețuirea ultima corului grec, pierdut pentru o artă oriunde altundeva, poate fi regăsit în răspunsurile date preotului de credincios la slujba. Nu cred că trebuie să subliniez diferența de nivel. Ar fi multe de spus despre plonjonul ăsta din condiția de maestru de ceremonii, de maestru al estetismului, de dandy, de arbitru al gustului și al eleganței, în răceala unei celule în care Wilde se redescoperă, în care trece de la dimensiunea aceea superficială pe care mulți au observat-o, unii au și imputat-o, la plonjonul în străfundurile propriei ființe, la felul în care se recompune odată așezat între ruinele propriei vieți, așa cum el spune. Fac trecerea spre Ioana Pârvulescu, îmi cer iertare pentru noua mostră de proastă creștere pe care am oferit-o și nu dau microfonul înainte de a mulțumi câtorva oameni, deși nu suntem la o gală de film. Mulțumesc, doamne profesor Mihaela Irimia, nu doar pentru prezență, și pentru postfață. M-am întâlnit în foarte multe lucruri din postfața dumneavoastră și mi-am adus aminte că am văzut mormântul Wilde acum o lună și este exact așa cum spune dumneavoastră. Este un mormânt în care nu-l recunoști pe Wilde și care a fost încasetat nu de mult pentru a fi ferit de năvala fanilor. La puțin metri mai încolo, Jim Morrison încă n-a fost băgat în cutie și suportă destule din partea diversilor vizitatori. Mulțumesc Loane Schidu pentru traducere, o traducere plastică, frumoasă și nu e deloc întâmplător, pentru că Loana este unul din traducătorii serioși, aplicați, pasionați. Mulțumesc Monei Antohi și lui Șandro Sculpeti pentru redactare și pentru felul diamantin în care sună cartea asta, pentru cum arată și pentru toată munca pe care au făcut-o, ca această carte să n-aibă nicio greșeală. Și n-are. Nu măcar de lită. Greșeala pe care o aștepți, pe care o vezi și la nenți. Deschizi undeva, mai ales editorii, fac chestia asta. Deschizi direct la greșeală. O citi carte de 7 ori, nu e nicio greșeală, apare cartea din tipografie și deschizi la pagina cu greșeala. E, aici căutați, nu o să găsiți. Vă mulțumesc. Ioana. Mulțumesc mult, într-adevăr, acum îmi dau seama că n-am găsit nicio greșeală. O să încep și eu cu mi-ai amintit un paradox de-al lui Oscar Wilde, unul care simt că mă privește tot mai mult. Zice, la tinerețe, oamenii își închipuie că banii sunt importanți. La bătrânețe, sunt siguri de asta. Da. Într-adevăr, cartea aceasta este de alt tip decât sclipiciul din, de altfel, fermecătorul Oscar Wilde pe care îl cunoaștem. Dar înainte de a ajunge la ea, aș vrea să vă spun cum am ajuns eu la aceste cărți. Mă simt datoare față de Constanț, n-am putut să fiu la lansarea acestei cărți, care a fost ideea mea. Deci, publicarea cărții Constanța a fost ideea mea. În ce fel? Am ascultat din întâmplare la BBC, la radio, nu la televiziune, un fragment din Constanț în engleză. Și mi s-a părut extraordinar de puternic și am spus că cartea asta ar trebui publicată de Humanitas. Când am văzut-o, am văzut că e groasă și cu note destule, o carte academică, m-am cam speriat, pentru că era recomandarea mea și mi-a fost teamă că poate n-a fost o recomandare, cum să spun, pentru marele public, ci mai degrabă pentru mediul academic. Trebuie să spun că nu este așa. Este o carte pentru marele public. Eu am citit-o, desigur, la început și pentru că mă interesează perioada aceasta Belle Époque, și mă interesau detaliile. De pildă, veți vedea un detaliu, Oscar Wilde în
tinerețe, în studenție, a fost îndrăgostit de o doamnă, de o, mă rog, de o tânără și cea cu care ea s-a căsătorit, pomenește și doamna Iulinia Fosfață, e și în cartea Constans, a fost cel cu care ea s-a căsătorit, a fost până la urmă Bram Stoker, autorul lui Dracula. Deci iată încă ceva ce... Încă o faptă lui Bram Stoker, pe lângă că ne-a plasat nouă povestea cu Dracula. Cartea, dacă începe oarecum mai greoi și am fost un pic critică la început, Constans, vorbesc acum de prima carte de aceasta, puțin prea multe detalii vestimentare, dar te captivează totuși de la început, pentru că te interesează cum a ajuns Oscar Wilde de la Constance la iubitul lui Alfred Douglas. De la o treime încolo este, într-adevăr, nu poți lăsa din mână, te prinde extraordinar de mult, iar autoarea, Franny Moore, este în același timp foarte echilibrată. Să nu vă închipuiți că ține partea cuiva, nu ține partea nimănui, ține un echilibru extraordinar între cei doi soți și încearcă să-i înțeleagă pe amândoi, ceea ce mie mi s-a părut cu adevărat o performanță. Esența acestei cărți se află la pagina 350 și am să vă citesc ca să putem ajunge la de profundis. Chipatitur vincit fusese într-adevăr sloganul ales de Constance. Oscar înseamnă cine rabdă învinge. Oscar înfățișase mereu în poveștile lui sfâșietoare cazuri de sacrificiu. În Prințul Fericit spunea povestea păsării care își dă inima statuii prințului și, după ce îndeplinește toate dorințele prințului din dragoste pentru el, moare la picioarele lui. În Privighetoare și Trandafirul, Oscar imaginează o privighetoare care sângerează până moare, ca să-i dea unui tânăr un trandafir roșu pentru iubita sa, iar sacrificiul ei din dragoste rămâne neobservat. Dacă, stând în cafeneaua lui de la Paris, în 1898, ar fi privit lucrurile din perspectiva cuvenită, Oscar și-ar fi dat seama că temele pe care le alesese pentru poveștile lui fuseseră acelea după care Constance își trăise viața. Cufundat în consecințele faptului că îngăduise propriei sale vieți să devină o operă de ficțiune, aș fi spus mai degrabă de artă, Oscar n-a putut vedea că soția lui devenise un poem de dragoste și de statornicie. Aceasta e, probabil, adevărata tragedie din inima acestei povești. Asta este concluzia cărții despre viața lui Constance, o carte încotată, o recomand din toată inima. Și apoi mi se mai spune un singur lucru, felul în care el a mai apucat la sfârșitul vieții să vadă mormântul soției lui și să-i ducă un buchet de flori. Și a scris lui Robbie Ross, prietenul lui de o viață, dacă vreți, îngerul, în timp ce Alfred era demonul, i-am dus niște flori. Am fost profund emoționat și totodată am avut un sentiment de zădărnicie a oricărui regret. Nimic n-ar fi putut fi altfel și viața e un lucru groaznic. Asta spunea Oscar Wilde la mormântul soției lui. Acum am încercat să îl judec pe Oscar Wilde în termenii tragediei grecești și să-mi dau seama de fapt cum a reușit un om de înălțimea lui și de și stilat ca el și așa să își lase viața, cum se spune și aici, să ajungă o ficțiune și să nu-l mai reprezinte. Și cred că el a comis hubris. În termenii grecilor,
Cred că Oscar Wilde i-a sfidat pe zei cu tot ceea ce a făcut de la un moment dat încolo. Probabil că ar fi putut, dacă era puțin mai atent și la Constance, să evolueze în alt fel. Totuși, ce este de spus este că în momentul în care ajunge în închisoare, el redevine el însuși. Și ajungem la cartea de Profundis, publicată tot de Robbie Ross, titlul îi aparține lui, nu lui Oscar Wilde. Și m-am întrebat ce este această carte. Sigur că la un prim nivel este o scrisoare de dragoste, cum bine se spune. Încearcă să-și convingă iubitul că nu e așa, n-a fost cum trebuie relația lor și că lucrurile mai pot fi eventual schimbate și până la urmă să-i stârnească compasiune. Asta este un prim nivel. Totuși, mie mi se pare că nu e cel mai important lucru. În al doilea rând, este clar că această carte e un strigăt. Mi l-a evocat pe Munch cu celebrul strigăt, deci existențialistul. Este un strigăt de disperare, într-adevăr, un strigăt către ceva de dincolo și se aude încercarea de a transgresa niște limite. Este strigătul tuturor oamenilor care duc o suferință prea mare și neașteptată în același timp pentru puterile lor. Nu se simte așa de ușor lucrul acesta, tocmai pentru că el este un stilist desăvârșit și închide acest strigăt într-o coajă stilistică extraordinar de cizelată. Foarte bună remarca lui Radu, am citit și eu în postfață că a fost scrisă zi de zi și nu mi-a venit să cred, pentru că exact cum a spus Radu, ea curge din potrivă, pare scrisă dintr-un suflu. În al treilea rând, și mie aici mi se pare poate cel mai important, este un poem. Este o carte poem. De aceea, spre deosebire de Constance, pe care dacă o veți citi, o veți citi dintr-un foc. Într-adevăr, de la, cum spuneam, de la o treime, nu mai puteți lăsa din mână. Este un roman pasionant. Cartea asta nu se poate citi rapid. Nu se poate citi ușor. Eu am citit-o așa, încetul cu încetul, pentru că, dacă vreți, mutatis mutandis, bineînțeles, îmi amintește de Hertha Müller cu Leagănul respirației, care de asemenea nu poate fi citită dintr-un foc. Pentru că fiecare frază este o frază cu greutate. Și o să vă citez la urmă câteva lucruri pe care le-am scos din această carte, care sună exact ca niște sentințe, sunt lucruri care te fac să stai pe gânduri, să meditezi, deschid nenumărate alte drumuri. Deci este un poem, ce să mai vorbim, de dragoste sau nu neapărat, adică peste un poem de dragoste. Simbolist în aparență, cu cuvinte scrise cu literă mare și așa mai departe, dar dincolo de asta un poem super, care trebuie citit cu încetinitorul, picătură cu picătură. În fine, pe alocuri, este o carte de, să zicem, comentarii pe marginea unor texte literare, de pildă, splendid este comentariul la Hamlet. O minunăție dar nu mai vorbesc de câți alți autori, pentru că el a avut voie în închisoare să citească și atunci, sigur că, plus tot bagajul lui de lecturi de om școlit la sfârșitul secolului XIX, când școala era temelnică, și face tot felul de trimiteri literare, o minunăție. Acum, cui se adresează această carte? Aparent, ea se adresează lui Alfred Douglas. Citind cartea, și, mă rog, ce spune el despre Alfred, Lordul Alfred,
mi-am notat următoarele epitete. Egotist, grosolan, isteric, needucat, transformând remușcările în furie împotriva victimei. Capabil, am scris eu, de crimă, pentru că la un moment dat e un moment în care Oscar Wilde s-a temut că nu cumva să-l ucidă, dar despre el. Vanitos, am subliniat cuvântul vanitos, crud, violent, plin de ură, lacom, lipsit de imaginație, am subliniat de asemenea, irresponsabil. Acesta este interlocutorul pe care și l-a ales Oscar Wilde pentru cele mai înalte lucruri pe care le-a scris, pentru că paradoxal, De Profundis, cred eu că este cea mai înaltă opera lui. Și a ales acest interlocutor care este poate cel mai nepotrivit pentru așa ceva, într-un fel m-a apucat și mila de Alfred Douglas, că mă gândeam cu siguranță că el nu înțelegea ce vrea Oscar Wilde de la el și unde nu e în regulă. Am încercat să-mi imaginez cum a primit el și cum a citit această scrisoare și mi s-a părut că oricum în sinea lui trebuie să fi spus iar începe ăsta cu prostiile lui și cu temele lui literare, ce-o mai vrea să mă lase în pace. Cam ăsta e interlocutorul pe care și l-a ales, cel mai jos. Aiurea complet acest interlocutor la primul nivel. Dar dincolo de aceasta, cred că Oscar Wilde, ale cărui pagini au trecut pe sub ochii paznicului, directorului închisorii, deci scria, ca să zic așa, cu ochiul cenzorului, dar așa cum precizează în libertate maximă, desigur, nu directorul închisorii era destinatarul lui real. Deci, dincolo de asta, este o scrisoare pe care el o scrie probabil pentru prietenii lui, pentru posteritate și, dincolo de orice, cred că pentru el însuși. Este o scrisoare care îl are ca destinatar pe el însuși, pentru că el se răfuia cu sine. Și i s-a potrivit foarte bine cuvintele lui Thomas Mann din Alesul, citez, dar cu minte este, deci cu minte înțelept, este firește să întrevezi în păcătos Alesul. Oscar Wilde se consideră aici un mare păcătos, dar îi spășește și ajunge în zone de o puritate absolut perfectă, care îi se potrivesc, spune el și putem să-l credem pentru că este convingător, îi se potrivesc mai mult decât cele în care a fost nevoit să ajungă și a încercat să-și explice cum de a ajuns cum de a ajuns nu numai la închisoare, dar cum de a ajuns sub dominația unui individ cum este acesta și pe care continuă să-l iubească până la sfârșitul vieții, și acolo atinge notele lui cele mai înalte. În fine, ce e foarte important aici e valoarea general umană. El se afla într-o închisoare de secol XIX, după legile de atunci a putut fi închis. A avut de-a face, spune el, nu cu Ariel, ci cu Caliban, care era tatăl lui Alfred, și-ar fi dorit un Ariel și a ajuns la un Caliban. Tot ce spune aici are o valoare general umană metaforică. Fiecare om poate să ajungă într-o închisoare, dar nu o închisoare reală, ci o închisoare psihică, în momentul în care are o mare durere, o mare suferință. Suferința e una din temele cele mai importante ale acestei cărți și revelația prin suferință. Deci sunt pagini extraordinare pe marginea suferinței și a ideii de a suferi. Fiecare om ajunge, sau
poate ajunge la o asemenea suferință și în acest sens cartea este, are această valoare care ne atinge pe toți, pentru că puține vieți sunt scutite de suferință. N-am să mai insist pe alte lucruri pe care mi le-am notat aici, pentru că cartea mi-a stârnit tot felul de gânduri, este o carte de o intensitate maximă. Am să vă citesc câteva din frazele acestea emblematice, care abundă, cum vă spun, adică în fiecare pagină avem fraze de tip maximă sau vers, sau cum vreți să-i spuneți. Ca să vă dați seama de tonul lui. În viață, ca și în artă, starea de revoltă închide canalele sufletești și face inaccesibilă lumea cerului. Despre Hristos a citat și Radu. Locul lui Hristos este într-adevăr alături de poeți. Oriunde, citez din locuri separate, nu e un citat unul singur, ci mai multe. Oriunde e o mișcare romantică în artă, este întrucâtva, într-o formă oarecare, și Hristos sau sufletul lui Hristos. Și tot el, justiția lui este o justiție poetică. Exact ce trebuie să fie justiția. Așa ar fi dorit Oscar Wilde, o justiție poetică și pentru el. Și ultimul despre Hristos, pentru el nu există legi, numai excepții. Altceva. Eschil sau Dante, acești severi maestri ai tandreții. Ce splendid spus. Acești severi maestri ai tandreții. Eschil sau Dante. Citea Infernul lui Dante când era în închisoare Oscar Wilde. Când spune iertați-vă dușmanii, nu spune asta de dragul dușmanilor, ci de dragul nostru, pentru că iubirea este mai frumoasă decât ura. Și el spune că n-ar dori să ajungă să eșueze în a-l urâ pe Alfred Douglas. Pentru că iubirea e mai frumoasă decât ura și ar fi un eșec îngrozitor să ajungă să-l urască. Așa se explică de ce continuă să îl iubească pe acest om care nu e de înălțimea lui. V-am spus cum l-am văzut eu. Fiecare operă de artă este îndeplinirea unei profeții. Momentul căinței este momentul inițierii. Este modul prin care cineva își schimbă trecutul. Grecii credeau că e imposibil. Hristos a arătat că orice păcătos o poate face. Altceva. Să recunoști că sufletul unui om este de necunoscut este realizarea ultima înțelepciunii. Misterul final ești tu însuți. Foarte profundă și această frază și cu cât te gândești la ea, cu atât îți dai seama că e mai adevărată. Nu dimensiunea, ci intensitatea este adevăratul scop al artei moderne. Ce este îngrozitor la lumea modernă, în care trăim și noi, este că am veșmântat tragedia în hainele comediei, astfel încât marile realități par banale, grotești sau lipsite de stil. Orice artă proastă este rezultatul bunelor intenții. Nimeni nu își poate transfera altuia responsabilitățile. Ele se întorc asupra proprietarului lor de drept în cele din urmă. Și în fine voi încheia cu cea mai bună definiție a sentimentalului. Îl consideră pe Alfred Douglas un sentimental. Un sentimental este cineva care își dorește luxul unei emoții fără a plăti pentru ea. Oscar Wilde a plătit din plin pentru emoțiile lui, nu era un sentimental, avea însă sentimente și de profundis este ispășirea și în același timp salvarea pentru, este plata de fapt pentru emoțiile și sentimentele pe care le-a avut. Vă mulțumesc!
doamnei, dau microfonul doamnei Mihaela Irimia, autoarea Postezei. Mulțumesc frumos! Este foarte bine să încercăm diverse zile. Poate că e mai bine așa, în cazul ales că nu mă prefac că sunt aici. Să încercăm să dezvelim în mai multe feluri sau poate din diverse direcții această simbolică acoperire în straturi de sens. Imaginea pe care imediat mi-o evoc este imaginea trandafirului, care în română se numește așa după limba greacă, triandafiro, este evident metaforic floarea cu 30 de petale și pe măsură ce dezelin câte o petală, tot rămâne și tot rămâne și tot rămâne. Dar cealaltă metaforă mult mai vehiculată este metafora cepei, din care perbium, dacă țineți minte, este învelit și oriunde merge în lume, mai lasă o foaie, mai lasă o foaie și niciodată nu se termină. Într-un fel, dacă vreți, această carte este, la rândul ei, o multitudine de foi pe care le dezvelim sau le scoatem treptat, fără ca, de fapt, să ajungem la miez. Și este, într-adevăr, altceva decât credem noi că este Oscar Wilde, sau ne dă o altă imagine decât cea pe care o cunoaștem, care este spumoasă, este luminoasă, este de salon, este de un mare deliciu al decadenței saloanelor franțuzite, desigur, în mijlocul Londrei, și care ar trebui să fie urmate de o la fel de spumoasă ultima parte a vieții sale la Paris. El ajunge la Paris, dar ajunge ca și în alte situații dintr-un loc celebru, al unui alt loc, împins de la spate de nenorociri și de neplăceri. Wilde era irlandez, cum bine știm, traseul lui începe în Irlanda de țară, unde părinții înstăriți aveau moșii, continuă la Dublin, unde tatăl era un celebru chirurg care se plimba prin cercuri de, din fruntea sau de deasupra, din ultimele straturi ale societății, operase în casa regală suedeză. Era fără un chirurg orelist, da? Deci opera nas, gât, urechi, așa, și era o celebritate și taxa foarte serios, avea bani, era afemeiat, bețiv și avea și alte vicii, juca într-o nebunie la cărți, era tot timpul bani, era un desfrânat. Mama lui Wilde era o interesantă doamnă cu pasiuni naționaliste irlandeze, nu în măsura în care Lady Gregory, care era bună prietenă cu William Butler Yeats, fusese, adică ne lansându-se în extreme de bătut cu pumnul în piept irlandez, dar având conștiința apartenței sale la o altă cultură, la un alt mediu spiritual decât cel englez. Traseul lui, deci, trece evident prin Dublin, ajunge la Londra, unde locuiesc în condiții, să zic, de oarecare opulență, dar nu cum fusese cazul la Dublin, și apoi, și foarte important, Oxford. El merge la Magdalen College, care și în acest moment, dacă ați face un exercițiu de imaginație, cei care ați fost acolo sau cei care n-au fost, neapărat când mergeți la Oxford, să mergeți la Magdalen, Magdalena, Magdalen College, este, în limba engleză, este o limbă nebună. Se spune că se scrie mamă, se citește tată și înseamnă copil. Deci, din nimic nu le duceți că Magdalen înseamnă Magdalena. Dar e de la Madeleine din franceză și a fost asimilat și i s-a dat o nuanță anglizantă și ca atare este Magdalen College. Colegiul Magdalenei de la Oxford, care are o splendidă grădină zoologică a colegiului și are niște peluze extraordinare, este locul în care Wilde a studiat The Classics, cunoscut și drept The Greats. Și aici fac o mică apărere culturală care ne este de folos. Până cam încă o generație după el, literatura se studia, deci nu se studia literatura engleză, se studiau clasicii. Cine făcea acest splendid exercițiu total inutil, cum suntem și noi, filologii, îl făcea pur de flurte cu cu, ca să zic așa, adică și un secol înainte. Ei se duceau în marele tur al Europei, se duceau, bineînțeles, în Franța, în Italia, ca să-și vadă sursele distinției intelectuale, culturale și așa mai departe, dar se întorceau perfect inutil societății. Cine își permitea, și Wilde își permitea, venind dintr-o familie cu
un demer financiar serios la momentul respectiv. Făcea acest traseu, studia The Classics, Wilde putea să citeze minute la rând din Eschilus, Sofocle, Euripide, ce doriți, da? Nu mai zic din Plau și Terențu, astea erau floare la ureche. Și un moment foarte important în timpul studenției sale la Oxford, la Magdalen College, care este o frumusețe, nu este cel mai bogat dintre colegiile, dar este o splendoare în sine, de o mare frumusețe naturală, este momentul în care Mahaffy, unul dintre profesorii lui, profesor de greacă, îl ia într-o excursie culturală, The Grand Tour, continuă în Grecia. Și acolo îi se produce schimbarea la față, culturală, intelectuală. Și îi se confirmă ceea ce crezuse el în lecturile lui. Putea să citeze, de exemplu, din dialogurile platonice, în timp, în timpul unei mese, trei sferturi din conversație erau citatele lui din memorie, din Platon. Deci acest gen de distinție intelectuală care se curăța la vremea respectivă. Tempi passati. Bun. După aceea are ocazia să meargă în Italia ca să-și confirme ce a luat Roma care se ridică pe ruinele Troiei. Nu totul este simbolic, e o succesiune de frumuseți cu totul și cu totul speciale. Biografii lui spun că trecerea, adică traseul de la Londra la Oxford a fost ca mersul de la Roma la Atena, înapoi la sursa primară a excelenței intelectuale. Și cele din urmă ajunge într-un oraș de provincie, Reading, care este un plictis înspăimântător. Și ajunge în temnița de la Reading și într-unul din momentele în care este purtat de la o închisoare la alta, sub foarte atenta și foarte vigilentă și necruzătoarea privire victoriană a rigorii dusă până la demență, este recunoscut pe peronul gărit de către cei care dădeau să urce sau să coboare din tren. Este în zeche și cu cătușe la mâini și beneficiază de un foarte frumos spectacol de scuipaturi care îi se aruncă pe față, pe haine, pe păr și așa mai departe. Este umilit înspăimântător și ajunge în hohote de plâns în celula care este în cele din urmă dus. Cartea despre care vorbim în această seară și care de fapt este o scrisoare, nu? Deci noi avem în mână ceva ce nu ar fi fost în mod dorit de către autorul său a fi un etalet de gânduri pentru public. Este scris ca un strigăt, într-adevăr, din adâncimi, recunoaște și trimiterea biblică și așa mai departe, deci este clamatio. Și în același timp este un gen de confesiune care vine însuita a cel puțin două mari, uriaș de importante seturi de confesiuni. Una este, desigur, a Prefericitului Augustin, Confessiones, și cealaltă este Rousseau, nu? Confession. Bun. Și ea conține, cum ați auzit la prima intervenție, pe de o parte niște observații de o platitudine demnă de lumea în care trăim, pe de altă parte este, de fapt, un fel de testament estetic al lui Oscar Wilde. Și profit ca să fac o paranteză bibliografică. În 1983, Peter Arkwright, care a scris o sumă de monografii. Știu. O sumă de monografii posibile și de autobiografii posibile. Da. Deci, el scrie despre, face o monografie în Londra, dar scrie William Blake, scrie Oscar Wilde, deci el se instanțiază în respectivele persoane. Nu mai monografia pe doamnă chiar atât de muncă. O inchipați, vorbite foarte frumos. Lăsați că nu mi se va întâmpla nimic. Vreți să facem o vorbă, vă mai țin două ore, dar asta să regretați. Da. Așa, deci... M-ați sinucit, nu mai știu ce vorbim? Despre Blake, vă rog să mă scuzați. Deci, cineva care se pune, desigur, simbolic în pielea lui Blake sau în pielea lui Wilde și suferă alături de ei și apropierea între cei pe care o remarc și în postfață, merită un pic de atenție, pentru că Blake, care era londonez și era perfect dezgustat de lansarea absolut în timpuri de acum, la începutul modernității așezate,
care vor deveni Londra victoriană, era dezgustat de The Satanic Mills, uzinele satanice ale Londrei industriale, Londra care deja înserneca în fumul de la coșurile în care se ardea pragul gărbune și așa mai departe. Wilde ajunge la Londra în condiții mai puțin plăcute decât ar fi vrut și ajunge în acest oraș de provincie la Reading, unde a aruncat în închisoare. Este umilit în mod sistematic, pentru că acestea erau comandamentele penitenciare. În fiecare dimineață trebuia să, ca orice alt deținut, să frece, deși nu mai devenea util și nu era absolut necesar, până străluceau poderele pe care altfel doar el le atingea, nu le atingea nimeni. Deci acest ritual de umilire era un ritual care trebuia împlinit. Apoi, dacă ați văzut un film numit Oscar, nu mă întrebați, n-am avut timp să verific cine l-a făcut, este făcut acum vreo 20 de ani, în care avem această imagine extraordinar de emoționantă, în care pușcăriașii de la Reading sunt puși să acționeze niște uriașe mori, niște uriașe roți ca la moara de apă, care au niște, pe toată circumferința, niște trepte și pe care ei, mergând, imitând cum ar fi un fel de exercițiu la palestră, fac astfel încât apa să sară în spate pentru necesitățile pușcăriei. Și acesta este iarăși un exercițiu extraordinar de obositor și care are în primul rând menirea de a-l umili, deci de a-l desfința emoțional și psihic, mai curând decât de a-l epuiza fizic pe om. Și de asemenea este obligat să-și păstreze foarte exact linia dreaptă a tacâmurilor, stânga dreapta farfuriei. Și în acest film aveți imaginea în care el a ajuns în ultima formă de mizerie la Paris, într-un mic hotel în care nu are din ce să-și plătească hotelul, nu are din ce să mănânce. Prietenii inventează motive să-l scoată în oraș ca să-i dea o supă caldă. El are fixația să-și aranjeze furculița și cuțitul în stânga-dreapta unei parcurii necăjite dintr-un codlon, într-un hotel de mâna, nu știu cât am. Deci ce se întâmplă este pendularea între lumi, și aici este, dacă vreți, partea lui cu adevărat cristică, este căderea totală în mizeria acestei lumi, în care nu doar că nu are contact cu spumoasa elită a societății, dar se închide foarte mult în sine, nu mai este disponibil pentru lumea din exterior, este disponibil pentru lumea din interior. Direcția lui se mută evident invers decât fusese la apogeul figurii sale publice. Era un individ care schimba 4, 5, 6, 8 cabriolete de acasă până unde trebuia să meargă la un diner sau la o recepție și, coborând dintr-o cabrioletă, își comanda o garoafă verde sau o floare a soarelui gigantică sau o orhidee. Mergea, cred că ați văzut, asta este în urma excursiei culturale în Grecia. Mergea îmbrăcat de cele mai extravagante combinații sartoriale și își făcuse o plăcere din a șoca. Deci el trăia din șocul administrat în mod obișnuit societății în care trăia, constatând că nu există ceva mai urât în viață decât urâțenia. Și urâțenia, de fapt, este frumusețea văzută de burghezi. Punct. Deci nu poate să perceapă altfel, nu are acces la adevărata frumusețe. La Paris se învârtise în cercuri în care îi cunoscuse și avusese cotidian a face cu indivizi precum Victor Hugo, Degas. Da, deci aveți aici iarăși imaginea foarte decadentă. Îi plăcea foarte mult Balzac, citea Balzac. Verlaine, îl cunoscuse pe Verlaine, Mélimée, deci acesta este contextul în care se afișa. Bun.
Și venim înapoi la celula în care direcția s-a întors exact invers. El este într-o văgăună a sufletului, unde găsește până la urmă lumina în cel mai mare întuneric și moare de meningită care îl chinuise an la rând, avea atroce dureri de cap și nu îi se lămurise sursa. În ultimele 5-6 luni este îngrijit de Maurice Gilbert, despre care l-am fi auzit niciodată. Era un oarecare cu care stabilise o legătură la Paris și care s-a impresionat în asemenea măsură încât i-a ținut până în ultima secundă lumânarea și care și conservează în acest The Last Testament of Oscar Wilde de Peter Ackroyd. Ultimele două pagini sunt conservate de, adică sunt preluate din carnetul lui Maurice Gilbert, care spune acum îmi dictează. Și el îi dictează așa, printre ultimele suflări, că va găsi, Maurice va găsi între cărțile și scrisorile lui o imagine a lui Faust, doctorul Faust, nu? În spatele căruia se văd un schelet, o oglindă și o lumină. Și cum am dat, este în pregătire pentru o nouă traducere, datorată, evident, doamnei Radian, ca zecile de alte minunate traducere ale acestei distinse doamne, traducere a portretului lui Dorian Gray, o să avem ocazia să vorbim despre tema dublului în Dorian Gray. Dar venind la imaginea lui Faust, care este în atelierul lui, în sine închis, nu? Și care a făcut pactul cu diavolul, ceea ce Wilde nu face, dar este profund impresionat de această imagine, gândiți-vă o clipă, deci este un schelet, adică un memento mori mai fioros decât ăsta nu se poate imagina, este o oglindă care este apropierea, nu? El vrea să se vadă și este o lumină care îl va ajuta să vadă acest lucru. Aș putea închide spunând așa, sau conchide, nu concluzion, numai la televizor să concluzionați, eu vreau să conchid. Spunând așa, că el, în mod foarte ecristic, n-a fost al acestei lumi. Da? Și oriunde se ducea era al altei lumi. Și el credea cu pasiune, cu sinceritate, cu convingere, cu iubire, în ideile platonice și undeva în această minunată scrisoare care este un strigă de disperare, spune că toate ideile sunt periculoase. Toate ideile sunt periculoase. Vedeți? Nu știu. Cred că este umbra lui Platon la Cozia. Da. Toate ideile sunt periculoase. Mă predam să spun că în cultura noastră, în folclorul românesc, dansul, jocul ierelor este jocul de idei, nu cum știm de la Camil. Da? El credea cu sinceritate în adevărata realitate care este cea a ideilor platonice. Noi trăim aici printre umbre, printre efecte, simulacre, copii, dar nu suntem printre originale. Originale sunt acolo unde sunt ideile și ele sunt totdeauna prinse în acest dans special care ne transmite o multitudine de înțelesuri. Și de aceea ele sunt periculoase, pentru că noi nu putem să ajungem la nivelul lor și de orice am încercat vom cădea victimă lor. El a căzut victimă acestei frumusețe a ideilor pentru că a fost măsurat, desigur, exact precum Hristos, cu o măsură omenească. Da? O altă trimitere la Wilde m-ar ajuta să spun așa, the human form divine. Blake vorbește despre formatul nostru omenesc care este divin. Bineînțeles că el se referă la paradigmatica persoana lui Isus. Așa i s-a întâmplat cu Wilde, dacă vreți. El a fost într-o perpetuă legătură cu ideile care a crezut absolut, necondiționat și a pățit ceea ce putea să pățească cineva care va fi măsurat și este măsurat cu măsura omenească, nu cu măsura și fizică, nu cu măsura de dincolo care este metafizică.
Când citiți acest text, cred că cel mai relevant cuvânt care vă va veni pe limbă este amărăciune. Este scris cu o mare tristețe, cu un regret și cu o supărare pe propria persoană, că n-a fost în stare să vadă micimea unui om mic. Da? Dar asta nu l-aș fi făcut niciodată să regrete sau să renunțe la frumusețea ideilor, care desigur sunt periculoase. Deci așa îi trebuie cuiva care trăiește în lumea frumuseții, care nu poate să piară, dar care în orice clipă își dă seama că acolo au acces foarte puțin și cei care au acces, precum cineva care își căuta iubita, nu mai poate, cineva care este în situația respectivă, nu mai poate să se întoarcă. Pe acest foarte entuziast final vă las să rumegați propria amărăciune că nu trăim într-o lume perfectă, dar în momentul în care veți ieși din această sală, veți da, aici oricum suntem o enclavă așa, suntem într-o oază de frumusețe în care chiar vorbim despre idei platonice. Afară când ieșiți, vă va lovi un simulacru. Abjecția. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Voi sta și eu în picioare. În primul rând, aș vrea să spun că sunt copleșită de domnul dinaintea mea și la moartă. Perspectiva pe care o să încerc să o aduc va fi mai degrabă, sper, una apropiată de cititorul obișnuit, mai puțin de criticul literar cititorul. Și o să încerc să fiu puțin mai optimistă, pentru că este firea mea. În primul rând, m-aș întoarce puțin la cartea despre Constanț, pentru că, cumva, eu cred că cele două cărți se pot citi împreună. Întâi aș recomanda cartea despre viața soției lui Oscar Wilde și apoi de profundiz. Dacă atunci când am citit cartea despre Constanț, am fost cumva copleșită de sentimentul, nu știu, nedreptății sau un destin terminat prea curând, în cazul soției lui, o femeie, dacă nu a citit cartea, de asemenea fermecătoare, spirituală, care completa foarte bine în ieșirile lor în public, cu preocupări foarte diverse. Data trecută vorbeam la lansare despre modernitatea acestei doamne, mai puțin cunoscute, pentru că evident este eclipsată de soțul ei. Deci dacă în prima carte descoperim finalul tragic și tot așa timpuriu al lui Constanț, în De Profundis, în cazul în care a fost supărat pe Oscar Wilde citind viața lui Constanț, cumva ne dăm seama că suferința și tragedia nu l-au ocolit. Soția fidelă, să spunem, a fost cumva răzbunată de soartă. Nu că ar fi meritat acest lucru Oscar Wilde. Aș vrea să vă propun așa o lectură modernă, sau altfel încercat să-mi imaginez un tânăr sau un om modern sau postmodern, cum ar citi această carte și cu ce l-ar ajuta. Știți că mereu mă gândesc la utilitatea, deși poate e absurd, utilitatea cărților pe care le citim astăzi sau în ce fel ne pot îmbogăți chiar și în plan personal. Și, în primul rând, aș vrea să spun că, din nou, l-am redescoperit pe Oscar Wilde într-o postură de om extrem de modern. Tocmai chiar acest balans între zona contabilă, cum spunea domnul Paraschivescu, și zona evidențelor și a supărării pe amantul superficial, contrabalansată de zona extrem de luminoasă și spirituală a artistului genial. E foarte interesant cum chiar de la o pagină la alta, dincolo de cursivitatea textului despre care s-a vorbit, descoperim mici contraste care fac cumva textul mai viu. Pentru că altfel cred că ar fi putut fi suspectat Oscar Wilde de, nu știu, falsitate, ceea ce el spune că nici de cum nu... Chiar aș vrea să încep cu un citat pe care l-am selectat de la final. Vorbește despre această scrisoare a lui. O secundă. În partea de final reia cumva dialogul imaginar cu Bossi, care aș îndrăzni să spun că este și un dialog cu sine. Cred că toate criticile pe care eu, sau multe din criticile pe care le
duce amantului lui, de fapt se referă la stilul de viață pe care împreună l-au dus. Pentru că dacă citim cartea despre Constanța, o să vedem câte excese și câte erori, să spunem, de comportament în societate a putut să facă și Oscar Wilde. Și spune așa Oscar despre această scrisoare. Nu pot restructura sau rescrie scrisoarea. Trebuie să o iei așa cum este, pătată în multe locuri de lacrimi, marcată de pasiune sau durere în altele, și să descifrez cum poți mai bine, cu pete, corecturi și așa mai departe. Cât despre corecturi și erate, le-am făcut pentru ca vorbele mele să fie expresia absolută a gândurilor mele și să nu păcătuiască nici prin exces, nici prin nepotrivire. Limbajul are nevoia să fie acordat ca o vioară. Aici deja Oscar devine artist și este. Prea multe sau prea puține vibrații în glasul cântărețului sau în tremurul corzii fac notă falsă. Așa cum prea mult sau prea puține cuvinte strică mesajul. E foarte interesant, cum spuneam, acest stil, aș spune eu, cameleonic sau ceea ce cred că și ține cumva în suspans cititorul. În prima parte, se poate, la un moment dat, să ne separe prea mult această evidență a tuturor călătorilor, a tuturor cheltuielilor, a tuturor exceselor pe care Bosi le-a solicitat și ne întrebăm cum de el a permis aceste lucruri. Deci, evident că e, până la urmă, și o autocritică. Mi-am notat câteva idei importante ca sugestie pentru lectura cărții. În prima parte, mi-aș permite să spun că poate putem vorbi de scrisul ca terapie, se vorbește mult în zilele noastre. Și e foarte interesant că el la un moment dat spune că cu scrisoarea aceasta, nu scriu această scrisoare pentru a sădi amărăciunea în inima ta, ci spre a o smulge din a mea. Și apoi revine de multe ori, foarte impresionant. Apoi va trebui să învăț să fiu fericit, trebuie să fiu optimist. Lucruri pe care le găsim și în cartea despre Constanț. Momentele foarte dificile era această automobilizare, trebuie să fiu optimist, trebuie să depășesc momentele grele. Deci cumva acest balans între revoltă, furie, frustrare, cu siguranță și pe de partea cealaltă, în partea luminoasă a cărții, care pentru mine a fost așa o revelație, recunosc chiar seara, am citit partea a doua, sub semnul Imitatio Christi, mi s-a părut absolut spectaculos, unde ajungem în zona înțelepciunii, a compasiunii, a umilinței, absolut senzațională. Deci ca și cum povestea doamna Irimia, sunt mai multe straturi și cred că miezul este tocmai această revelație, această, spune la un dat Oscar, într-o lume cu atât multă suferință, cu siguranță că răspunsul, sper să nu greșesc, este iubirea. Deci, cumva, prima parte poate fi citită sub semnul suferinței, a tristeții, a neputinței, iar miezul cărții este luminos. Deci, cumva, eu așa am citit cartea. Deci, evident, dacă citim ce s-a întâmplat cu Oscar după ieșirea din închisoare, nu s-au întâmplat lucrurile pe care și le-a dorit. Sunt pasaje în carte în care cumva ne povestește ce își propune să facă când va ieși, care are multe lucruri de făcut, vrea să experimenteze, să scrie în continuare, lucrurile nu au stat atât de bine cum își dorea. Ce mi s-a părut de asemenea foarte interesant este, despre asta aș vorbi, dar poate mă completează sau mă corectează doamna Irimia, despre perspectiva lui Oscar asupra lui Hristos. Este foarte interesant estetul, artistul, cel care a studiat literatura antică și clar stă sub semnul filozofiei grecești și a literaturii grecești, cumva interpretează în cheie personală imaginea lui Hristos. Și aș vrea să vă citesc niște pasaje extrem de interesante. Este un pasaj puțin mai lung, dar mi s-a părut foarte interesant. Da. Cumva ne duce cuvântul exact la ce povesteați, acest univers extraordinar. Chiar spune în carte că sunt două momente esențiale în viața lui. Faptul că tatălui l-a dus la Oxford și faptul că a ajuns în închisoare, evident, moment dramatic. Dar aici vedem toată bogăția asta interioară și cumva ne duce și cuvântul la ce se întâmpla
în perioada în care intelectualii români ajungeau în închisori și, practic, singura lor salvare, cred eu, era această bogăție interioară. Discuțiile dintre ei despre cărți, slujbele care se făceau și așa mai departe. Deci, toată la ce bună artă, nu? Sau la ce bună... La ce bună... Da. Deci vă citesc acum. Tarotul e o mișcare romantică în artă, pentru că Hristos este primul romantic, cum vede Oscar Wilde. Oriunde e o mișcare romantică în artă, este întrucâtva, într-o formă oarecare și Hristos sau sufletul lui Hristos. El e în Romeo și Julieta, în Poveste de iarnă, în Poezia provansală, în Balada bătrânului marinar, în La Belle Danse en Merci, și în Ballad of Charity a lui Chatterton. Lui datorăm cele mai diverse lucruri, cei mai diverși oameni. Le Mizerable a lui Hugo, Le Fleur du Mal a lui Baudelaire, Mila din romanele rusești, vitraliile, tapiseriile și opera de Quattrocento a lui Burne-Jones și Morris, Verlaine și poeziile lui îi aparțin numai puțin decât campaniile lui Giotto, Lancelot și Guinevere, Tannhäuser, neliniștitele marmuri romantice al lui Michelangelo, arhitectura gotică și iubirea de copii și de flori, pentru care, de fapt, în arta clasică n-a prea fost loc, abia dacă aveau destul spațiu ca să crească sau să se joace, dar care, începând cu secolul XII și până astăzi, și-au făcut apariția continuă în artă. Deci mi se pare foarte interesant, după ce Oscar înțelege rolul tristeții și a experienței și ajunge să depășească momentul de furie, ajungând în zona iubirii și, spune eu, a luminii, cum de fapt se întoarce tot către lecturile lui, către artă și toate lucrurile astea într-o formă, aș spune eu, foarte poetică. Mă spuneați că e vorba de mare poem, cred că reprezintă un fel de salvare. Și cred că asta e și cheia în care astăzi am putea citi această carte. Multă lume mă întreabă cum putem să-i convingem pe cei din jur la ce ajută cărțile sau la ce bună cultura și le spun că e vorba de felul în care ne mobilăm interiorul, lucrurile pe care le purtăm cu noi. Iată, Oscar Wilde, fiind în închisoare și fiind complet falit, a reușit să-și recreze acest univers sau să-l anime și cumva să fie pe urmă o formă de scăpare, pentru că ar fi putut să-și piardă mințile sau să se sinucidă sau... Totuși, cred că a existat această perioadă, cel puțin cum o regăsim în carte, de lumină, de speranță, de recapitulare, de înțelepciune. Și încă o dată îndemn pe toată lumea să ia ambele cărți, pentru că ele se cer una pe alta. Tu să întorci ne cere și a la ferată să luăm bilete.